ca să o auzim și cântând, să-i admirăm extraordinara voce despre care Simon Cowell spunea că n-a mai auzit așa ceva de când este membru în juriu de la America's Got Talent. Doamnelor și domnilor, put your hands together pentru Laura Bredan! Bună seara! Hi! Mă bucur foarte mult să fiu împreună cu dumneavoastră în seara aceasta și sper să ne bucurăm de muzică împreună. Mulțumesc! Mulțumesc!
Mulțumesc. Thank you. Thank you so much. Lui puternic, ci iată că eu vin.
Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Piesa asta este printre cele mai preferatele mele piese. Este o limbă nouă pentru mine. Este o piesă foarte cunoscută și este în limba ebraică. Sper să vă placă Ierusalaim shel Zahav. Shalom.
Thank you so much. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Anul acesta am avut marea onoare ca să fiu selectată pentru selecția națională, să reprezint România la Eurovision. Am luat locul 2 la selecția națională și asta este piesa pe care am cântat-o. Sper să vă placă, Dear Father. Dear Father, I'm hardly breathing, oh sweet Father, what is this I'm feeling? Is this now or never? Maybe it's forever. Cuvintele, nu mai știu să vorbesc. Pentru, din păcate, este ultima mea piesă. Îmi place foarte mult pe scenă și a fost o mare plăcere ca să pot să împărtășesc muzica cu dumneavoastră și sper că v-a plăcut ce ați văzut și vreau să sfârșesc
programul meu cu cele mai preferate arii din Turandot. Se cheamă Nessun Dorma. Sper să vă placă. Nessun Dorma, Nessun Dorma, Dupria Principe, nella tua freddina stanza. Mulțumesc! Vă iubesc, mulțumesc! Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, mulțumim încă o dată, Laure, extraordinar, vă spun sincer, din spate. Da, merită, dați-i drumul, merită, cum să nu merită? Am crezut la un moment dat că a pus discul, vă spun să cinstit, deci așa ceva n-am auzit de mult. Doamnelor și domnilor, trecem mai departe în a doua parte a recitalului nostru. V-am promis muzică bună, ați avut și veți avea muzică bună, la fel cum am spus. Este o piață foarte tumultoasă, piața muzicală, unde se întâmplă foarte multe răsturnări de situație. Vom vedea piese fără niciun cap și coadă premiate, în același timp vom vedea piese foarte frumoase care sunt trecute cu vederea, pur și simplu. Trecem mai departe la o... Nu mai pot să-i spun domnișoară, doamnă, domnișoară. Amândouă sunt atât de frumoase și de talentate, încât împreună, iată că fac un spectacol extraordinar. La 6 ani începea să studieze
pianul la școala de arte din Baia Mare. La 10 ani intră în corul școlii și în curând devine solistă. A intrat din plin în festivaluri și turnee și concerte. Urmează colaborări pe măsură ce crește în vârstă cu Narcisa Suciu la Cerbul de Aur, recital în deschiderea celebrei soliste Joan Baez, apoi în deschidere la Chic Corea. Primul disc în limba engleză, Only Love, marchează o nouă etapă pentru Paula în următorii ani. Urmează o colaborare, după cum știm cu toții, cu Nicu Alifantis, colaborare care a produs acea piesă extraordinară, Ploaie în luna lui Marte, care cu toții cred că o știm, a devenit un șlagăr la un moment dat în România. Paula urmează să scrie și a scris albumul Mă voi întoarce, semnat de ea și de fratele ei, Paul Selling, care deschide o perioadă nouă și de autor. Apoi urmează albumul Știi ce înseamnă? Apropo, videoclipul acestei piese a fost premiat la MTV Music Awards. I-a adus Paulei premiul pentru cel mai bun artist într-un videoclip. A urmat un trofeu la Cerbul de Aur, mult râvnit de Paula. Apoi colaborări cu diferiți producători englezi și francezi. În 2003 scoate un album foarte consistent, cel mai consistent album de pe piață, după cum s-a notat la vremea respectivă. Albumul se numește Fără Sfârșit, care conține și piesa Timpul, un alt șlagăr care mie mi-a plăcut foarte mult și mă trezesc fredonând. Timpul la radio se anunță ploi, are un subtitlu care este primul vers. În 2005 Paula se mărită cu Radu Bucura, cel care îi devine și partener de muncă de atunci încolo. 2007 cântă în deschidere la Michael Bolton și la Beyoncé. În 2008 a cântat cu Albano. Dacă ar ști Romina Power, vă dați seama că ar fi o mare problemă, cred. Primul dublu album este scos de Paula împreună cu Radu, Culeg Vise și Believe, compus, orchestrat și produs de către ea însăși în noul lor studio pe care îl înființează și care se numește Unicorn Records. Sunt foarte multe lucruri despre Paula, pentru care are o activitate de peste 20 de ani, o carieră impresionantă. La Eurovision în 2010, dacă țineți minte, împreună cu Ovi, la Oslo, a luat locul 3, apoi participă la Dansez pentru tine unde? Serioasă, cum e, își ia rolul în serios și se duce până în finală, doamnelor și domnilor. Apoi urmează o serie de, să le spunem așa, documentare muzicale, live prin lume, unde cutreieră celebra Grecie împreună cu Pianul Roșu, care e aici cu noi pe scenă, cu diferite... Și ce s-a întâmplat? V-a căzut Batista, doamnă, sau ce s-a... Și au reușit să facă o grămadă de videoclipuri frumoase de acolo. Vă sugerez să le vedeți dacă nu le-ați văzut, sunt extraordinare. Apoi, din nou, reprezintă România la Copenhaga, de unde se întoarce ușor dezamăgită pentru că a fost depunctată. Apropo, fac din nou o paranteză. Eu întotdeauna am spus că acest pseudo-concurs Eurovision este, de fapt, o întâlnire la nivel înalt, unde mai mari lumii cheamă niște artiști ca să le cânte. Nu e nimic nu e pe bune, pe dreptatea muzicii acolo. În 2017 ea celebrează 20 de ani de carieră, moment marcat de câteva concerte cu orchestrele operelor și filarmonicilor din orașele respective. Iar în 2019, doamnelor și domnilor, un eveniment la fel de important, pe 14 aprilie, în această seară, la Londra, pentru dumneavoastră, Paula Selling! Așa prezentare! Mulțumesc din tot sufletul! Bună seara! Mulțumesc, Dragoș! Vă mulțumesc din tot sufletul! Sunt onorată să fiu în fața dumneavoastră. Am auzit multe, multe lucruri frumoase despre dumneavoastră și despre spectacolele frumoase ce se întâmplă aici. Sunt onorată să vin pe scenă după Laura Bretan, o voce atât de frumoasă și atât de tânără, ce are un viitor, o viață înainte să vă încânte și să vă cânte. Mă uitam așa în ochișorii ei și mă apuca nostalgia, pentru că mi-aminteam cum e să fii la 16, 17, că am plinit 17 ani în urmă câteva zile, sau mai aplaudăm o dată, a fost ziua ei. La mulți ani, Laura! E o lume complicată și într-o lume complicată întotdeauna iubirea își face drum la suprafață. Iubirea este cea care ține lumea la oaltă. Și despre iubirea am să încep să vă cânt prin vocea sau prin cântecul unei mari voci a României, Maria Tănase. Este o reinterpretare a unui cântec foarte drag,
publicului, până când nu te iubeam. Foarte simplu. Și dacă nu suntem români, însă if we're not Romanian, then it's even easier for you to sing the next song with me. Are there any English people? Okay, great. It's for you. So, we're going to sing like this. Ce bine că ești. Românii spun ce bine că ești. English people say la 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 la. All right? It's just as simple as that. Okay. Let's see. Ce bine că ești, ce mirare că sunt, ce mirare. Ce bine că ești, ce mirare că sunt. It gets easier. Watch. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Oh, oh, oh.
it's perfect, right? We can sing together. Ce bine că ești, dedicație specială pentru dumneavoastră. Întrebare indecentă. Câți dintre dumneavoastră sunteți mai înțelepți de anul 1900? Vreau să zic toamna, da? Nu știu cum să zic. Hai să spunem 1970. Am exagerat un pic, nu? Hai 1980. Nu recunoașteți nimic, nu? În 1997. Aici mai venim de acasă, nu? Pentru că în anul 1997 am cântat la Mamaia, în festivalul de la Mamaia, un cântec tare drag mie, scris cu mulți ani în urmă de un cuplu celebru în anii 60, Vasile Vasileache și Nicolae Stroie.
Un cuplu celebru ce au văzut, au fost la un moment dat acasă un domn și au văzut-o pe fata acestor domni care era aproape, aproape la fel de frumoasă cum e Laura noastră. Și au scris un cântec despre ea. Cântecul se numește Trurli Draga. Mai departe am fugit.
Mulțumesc! Mulțumesc! Ce să vă fac? Dacă îmi place cu voi aici, e o companie minunată, îmi place să cânt, ce să facem? E o mare bucurie să cânt pentru voi. De aia am să aduc în atenție, am să readuc în atenția dumneavoastră niște cântece eterne, de aur, ale muzicii românești, dacă îmi permiteți. Eu l-am ascultat prima oară, sau am avut ocazia să-l ascult, chiar sugerat de producătorii emisiunii de Lupianelor, unde am activat așa mai multă vreme, dacă vă amintiți, alături de colegul meu Ovi. Și acolo am avut ocazia să cânt acest cântec, am săpat așa un pic în ce înseamnă acest cântec. Am aflat că în anul 1968 a fost cântat prima oară de Margareta Păslaru și în 69, doamna muzicii românești, o altă doamnă a muzicii românești, Angela Similă, a câștigat Cerbul de Bronz. Și încerc și eu să vă cânt o variantă personală, o variantă a acestui cântec extraordinar, care n-a mai fost cântat foarte des de atunci. Sper să vă placă. După noapte, vine zi. După noapte vine zi, cât ai vrea în loc să o ții. Omule, după șale, bucurii, viața nu trece într-o zi. Omule, viața e lungă, schimbătoare, după ploaie vine soare. Iarna schimbă ciorile cu privighetorile și din locul din o cadă crește floarele zăpadă. Floarea albă și curată din măduva lui uscată. Îndrăgostiți avem aici?
aici cu extrema dreaptă stăm pinișor, pentru că știți pe ce mă bazez? Pe faptul că unii nu recunosc. Aici în stânga am niște dubii și sunt grijă. Așa, bun, 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 bun. De ce? Pentru că vreau să vă cânt primul cântec pe care l-am scris în toată viața mea. Primul. E un cântec de dragoste și o să vedeți cât e de inocent și de sincer. Se numește Promit că nu te voi uita. Și e pentru voi.
Mulțumesc! Iartă-mă dacă te-am speriat. Cine plânge așa rău? Vrei să vii aici să cânți cu mine? Dragul de el.
Și noi ne iubeam, ne iubeam. În luna lui Marte. Mulțumesc. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc. Sunteți minunați. Vă mulțumesc din toată inima. Hai să vă cânt un cântec pe care l-am scris așa, pe drumuri. Un cântec ce mie mi-e foarte drag. Are așa un iz din zona de unde mă trag eu, adică din Maramureș. Și mi-e tare mândră că-s de acolo. Și spun cu mândrie că am avut parte de o copilărie extraordinar de fericită. Am fost cu vaca la păscut. Am fost la săpat de cartofi, de picioici, cum se zice la noi. De porodici. De barabule. Asta e în Moldova, nu? Barabule. Așa. Picioici se zice la noi în Maramureș. Și am trecut prin o grămadă de lucruri. Ne uita ziua lungă la râu, pe mine și pe fratele meu și pe verișorii noștri. Nu erau pericole, atâtea pericole câte sunt în ziua de astăzi. De acolo mi-am tras seva. De acolo îmi trag bucuria de a fi, bucuria de a face lucruri bune, de a fi corectă, de a gândi în viitor și de a ajuta pe toți cei care au nevoie de mine. De acolo vreau să vă cânt un cântec, Lasă, Doamne, dor, pe care l-am scris cu drum, adică are seva de acolo acest cântec. L-am scris pe drum, după cum vă spuneam. Și aș vrea să-l cântăm împreună. Eu o să cânt așa. Repede mai trece viața. Și voi spuneți, lasă, Doamne, dor. Și eu spun, ca și roua dimineața, lasă, Doamne, dor. Cine în lume o plecat, măi, lasă, Doamne, dor. N-are suflet împăcat, măi, lasă, Doamne, dor. Cântăm împreună? Doamne ajută! Mulțumesc! Puteți și aplauda dacă vreți! Dor, lasă, Doamne, Doamne, dor. Sunt dor chiar în pripor. Parte nu-i ușor. Și voi, dor. Oameni buni, oameni puțin. Doamne, sufletul mi-alin. Când acasă văd lumini. Și voi, dor. Lasă, Doamne, Doamne, dor. Sunt dor chiar în pripor. Parte nu-i ușor. Străini mulți, oameni puțin. Doamne, sufletul mi-alin. Când acasă văd lumini. Sufletul mi-alin, acasă văd lumini, dor.
parte nu-i ușor. Străini mulți, oameni puțin, Doamne, sufletul mi-a lim, când acasă văd lumini. Lasă, Doamne, Doamne, dă să mă întorc chiar în pridvor, că de parte nu-i ușor. Să-i mulți, oameni puțin, Doamne, sufletul mi-a lin, ca să mă lumini. Lasă, Doamne, Doamne, dor, să mă dor chiar în pribor, parte nu-i ușor. Să-i mulți, oameni puțin, Doamne, sufletul mi-a lin, ca să mă lumini. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc tare mult! Au trecut aproape 10 ani de când, cu mari emoții și cu mari speranțe, împreună cu colegul meu, Ovi Jacobsen, pășeam pe scena Eurovizionului, la Oslo, mi-amintesc și acum, cum soțul meu făcea... A conceput pianul ăla de sticlă, dacă vă mai amintiți. Dacă vă spun că l-a tăiat și l-a sudat în sufragerie, mă credeți? Și mirosea plastic în cinci și ziceam, Radule, ce-mi faci cu corzile vocale? Și el a făcut ca acest pian să ajungă la Oslo. Și îi mulțumesc pentru toate lucrurile pe care le face în viața asta noastră. Nu acesta, să ne înțelegem, da? Acel pian de sticlă. Radu e aici, în spate, după cum spunea și Dragoș. Și să știți că nu e greu să fii căsătorit cu o... cum am zis? Nu e ușor, pardon. Nu e ușor să fii căsătorit cu mine. Dar am rezistat, avem 14 ani deja, Doamne ajută. Mulțumim. Și acum aș vrea, dacă vreți, să mă ajutați să cântăm împreună, pentru că colegul meu, dragul de Ovi, nu este cu noi astăzi, deși am venit la Londra de foarte multe ori și am cântat aici, în turneile noastre de promovare a cântecelor cu care am fost la Eurovision. Nu e astăzi aici, că are și el alte angajamente, dar o să-i țineți locul, nu? Hai să vedem! 1, 2, mâna sus! 1, 2, 3, și... Mă lăsați! Oh,
Mulțumesc! Pentru că aș vrea să vă facem o mică surpriză și în încheierea acestui spectacol, care sperăm că v-a încântat, sperăm că v-a bucurat și sperăm că v-a făcut să zburați așa în alte lumi, în lumi ideale, în lumi perfecte. Doamnelor și domnilor, pentru a încheia acest frumos spectacol, am să invit în scenă îngerul Laura Dretan. Pentru că amândouă suntem credincioase și amândouă considerăm că nimic pe lume nu e întâmplător. Și amândouă considerăm, îmi spui dacă greșesc, da? Da, eu așa cred că e. Și amândouă considerăm că în viața asta, chiar dacă vine furtună, chiar zilele trecute sau ieri am scris pe Facebook acest lucru, chiar dacă vine furtună este pentru a ne ajuta pe noi să creștem ca pe niște floricele. Și să nu pierdeți din vedere faptul că ceea ce toate încercările vieții ne fac mai puternici și ne fac să ne apropiem de ceruri. Am vrea să vă cântăm chiar o rugăciune acum, pentru că toți suntem în postul Paștelui și este unul dintre cele mai frumoase cântece scrise, se numește The Prayer.
Paula Selin și vă mulțumim din toată inima că ne-ați ascultat. Mulțumim foarte mult! Asta vreți să ne spuneți? Mulțumim, mulțumim. 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 Bine, dăm voie să te ajut. Foarte mult. Hai să vedem dacă vă place cântecul de bis. Și cu asta vă mulțumim și vă dorim tot ce-i mai bun. Să fiți iubiți! Sogna l'orizzonte manca le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su le finestre mostra tu di mio cuore.
Mulțumim foarte mult! Să vă dea Dumnezeu tot ce e mai bun. Vă iubim și să ne revedem cu bine. V-am spus că este o seară de muzică magică, cum rar întâlniți în Londra. Asemenea voci mai rar. Și nu sunt